Alex vă întreabă, cum putem alunga bolile, vrajba și paguba din casă? Numai prin puterea rugăciunii și prin maslu și prin spovedanie. Și prin liniște, nu mai provoci pe cel ce provoacă scandalurile. Și tot Alex mă întreabă, la mine nu se mai termină greutățile, necazurile, niște frustrări, ce ar putea face? E bun paraclisul Maicii Domnului. Eu aș mai citi un Mihail și Gavril și un șapte împărate ceresc. Bun, Casiana vă întreabă, dacă un om care a făcut mult bine, dar nu s-a împărtășit niciodată și a murit, are trecere la Dumnezeu? Pentru milostenii, da. Nu știu ce va răspunde pentru împărtășanii sau când a luat-o ultima dată. Asta nu decid eu. Cum să dobândim răbdarea? Făcând smerenie și înghițind multe. Foarte mult. Vreau să încep o dietă și ca să mă îngraș puțin și trebuie să mănânc și carne în zilele de post. Cum să fac? Doamna Diana, eu vă recomand în post, dacă vreți să mâncați dietă și într-adevăr prevede postul că trebuie să mâncați, în zilele de post, până vă trece dieta care o aveți de făcut, beți 4 ouă crude și nu mâncați carne. Este proteină pură și se duce în corp și pune mușchi. Carnea și călcați postul la modul brut, dar și nu o să vă îngrășați sau să vă reveniți. Carne este un aliment greu și dăunător organismului. Mai ales că e toată falsă, nu e nimic ortodox astăzi. Toată piața e plină de purină și antibiotice. Dacă ești răcit și ai mâncat o friptură de pui din galantar, îți trece gripa. Anca spune fermător, sunt în curs de divorț și soțul meu mă șicanează, mă amenință părinții care s-au îmbolnăvit datorită mizerilor și minciunilor acestui bărbat. Dă-i flit și nu-l mai băga în seamă, șterge cu el pe jos, dă-i drumul, nu mai întindi povestea. Angelica vă întreabă, cum este felul femeilor de a se îmbrăca? Este păcat ca o femeie să fie îmbrăcată cu pantaloni sau să fie tunsă scurt? Mămica, e o problemă foarte interesantă și aici trebuie să o tratăm la modul eficient. Apostolul Pavel ne arată clar că bunăcuvința femeii nu-i doar podoabile frumoase și părul pieptănat, ceea ce înseamnă că femeile și atunci aveau grijă de păr, nu asta e problema. Că femeia se tunde astăzi scurt, e treaba ei cum îl spală, cum îl îngrijește, în ce domeniu lucrează. Important e să nu intri descoperit în biserică, în semn de respect de Fecioara Maria, Sfinți și Casa lui Dumnezeu. Dacă ai un pantalon și ai pe deasupra un ilic ceva sau ai un balozai bărdesă sau un pardesiu ușor și ai intrat în biserică, nu e nicio problemă. Important e să nu facem confuzia între iegări și pantaloni mulați, de aia de plastic sau supraelastic sau sportivi, și pantalonul pantalon. Pentru că sunt femei care poartă pantaloni și poartă niște pantaloni decenți ca lumea, care nu sunt neapărat... Eu aveam o bătrânică, nu știu dacă mai trăiește, am văzut-o de câteva ori pe la biserică, săraca venea cu niște iegări de ăștia și era cât o rață de mare, adică era fundul cât portbagajul la mașină, ea era mică și tămbuș, avea 2 metri în spate de lată, avea și șoldurile de 1,5 metri de lată, zic, bunică, de altă modă, mai bună decât să părinții cald, mă sufoc. Bine de bunica, dacă nu ți-i rușiți, ți așa pe drum, pe mine nu mă deranjează. Și arăta săraca ca o rață călcată de tractor. Și așa vine pe ograda bisericii și aprindea lumânări. Bine, o ducea fiul sub până la pangar, cumpăra lumânări, dădea un pomelnic și aprindea lumânări și pleca. Nu sta la liturghie. Dar era așa de caragioasă, parcă era ieșită din pat dimineața când se scoală. Și o spune, vara, e cald, eu așa umblu. Bine de bunica. Adică aia înseamnă să fii deșuchiat, nu în sensul de că e o problemă pantalonul. V-am spus, sunt boli ale organelor anexe, ovare, trompe uterine, în care femeile sunt sensibile, fac schimburi, stau în picioare, muncesc greu, aleargă, umblă, au tot felul de probleme. Și atunci, dacă un bărbat vrea să facă experiența dârligilor goale, să umble cu un șort ceva sau cu o fustă lungă, cu crace goi când e frig afară, să vadă cum este, dacă neapărat tu o acuzi pe femeie că umblă cu pantaloni. Doar să fim îmbrăcați decenți, atâta tot, asta este cheia. Ramona spune că locuiește în Canada și vă roagă să-l pomeniți pe soțul Adrian, care nu s-a împărtășit și spune niciodată. N-are un preot bun acolo să vorbească cu Adrian? Sunt, trebuie căutați. Denis mă întreabă în fermător, sunt la seminar și urmează să fac o predică la biserică. Ce sfaturi îmi puteți da ca să nu am emoții și să nu pierd ideile? Ține predica ca și cum ai povesti colegilor tăi o întâmplare din viața ta.
ești în fața credincioșilor și trebuie să ai un, o idee de la care pleci, nu știu la ce duminică ai să vorbești sau ce sfânt o să fie, și ia-ți o idee. Am să vorbesc despre rai, despre pocăință, despre iertare, despre bunătate, spui o pildă, dai două, trei pasaje din Filocalie, două, trei pasaje din Scriptură, o istorioară și ai terminat predica, doar nu trebuie să faci acolo cantitate de vorbi goale. Constantin vă întreabă, Dumnezeu ne dă oare vreun semn dacă vom ajunge în rai sau în iad? O știm chiar noi din viața noastră. Nicoleta vă întreabă, cum ne putem stăpâni pofta pântecelui, a mâncatului? Nu mă întrebați, că și eu mă lupt cu ea. În curs de descoperire. Ionuț vă întreabă... Nu, în curs de descoperire. De exemplu, astăzi am fost la două aghezmi, la doi ucenici de-ai mei foarte apropiați, care mi-au făcut fiecare aceeași șicană. Cum, părinte, adică nu mâncați la mine? Doamnă, dar zic-ți și cu glicemia și așa. Nu mă interesează. Trebuie să mâncați, înseamnă că nu vă place ce am făcut de mâncare. Și am mâncat gol fără pâine, dar am mâncat borș, am mâncat o sarmală, am mâncat un ardeal, am mâncat un borș, iar o bucățică de pește. Am depășit limita. Când am venit acasă era 140. Ionuț vă întreabă, de ce catolicii susțin că noi ortodoxi înainte de ruperea de dintre biserici am fost catolici? Asta e în mintea lor. Așa cred ei, am fost apostolici. Am fost una sfântă, sobornicească și apostolească biserică a celor șapte sinoade ecumenice. Și eu am auzit că catolicii, înainte de a fi catolici, au fost ortodoxi. Au fost până la Tărazna. Tânărul de 14 ani. Știți cum? Haideți să vă explic o glumă. A dat bulă de carne de conducere. Și polițistul, ca să-și bată joc de el, i-a zis așa. Merge în față și s-a bifurcat drumul și scria Cluj, Cluj. Și polițistul a întrebat piunii ei. Păi dacă eu aici tot la Cluj, dacă eu aici tot la Cluj. Și că eu șlou înainte, că mi se pare că e sens giratoriu. N-ați înțeles? Așa e și cu catolice. Ei se învârtă în sens giratoriu. Da. Poate ajută Dumnezeu să iasă. Da. Tânărul de 14 ani vă întreabă ce părere aveți despre prigoana din Ucraina și despre prigoana împotriva metropolitului Login. Părintele Login trăiește fără să vrea o problemă care nu-i aparține. Ei cer părintelui Login să se dea cu nou ăsta patriarh ucrainean care a fost ales de Constantinopol, dânsul ține de Rusia. Și de aceea i-au făcut șicane. Am văzut că circula pe internet o poză cu el bătut și mi-a spus cineva de acolo din Ucraina la telefon, că cu ei am vorbit, că după vorbi nu m-am luat. Și că într-o seară a bătut cineva la el la ușă, la chilie, nu știe nici dânsul despre ce-i vorba. Și când a deschis ușa, s-a trezit cu ceva, nu știe cu ce, cu o lovitură foarte puternică în frunte, care a necesitat, o pica jos, o leșina din prima, și a necesitat chiar intervenții chirurgicale, dar nu știe ce l-a lovit. Bineînțeles, clar că niște intimidatori ca să-l convingă să cedeze sau, Doamne ferește, dar el este prigonit pentru o cauză dreaptă, el apără o învățătură normală, el ține de biserica ortodoxă a Rusiei cu Patriarhia din Moscova. Ei, ăștia ucraineni, obligă să se treacă sub nou ăsta patriarh care l-au ales ei cumva necanonic, așa se spune, categoric este. Să ne rugăm, să ne rugăm să fie pace. Doamne ferește, el se ocupă de copii ăștia, crește vreo 400 de copii, acolo face multe lucruri bune. Dar de când a apărut ruptura asta cu războiul, pentru că el înainte a predicat, a vorbit liber, a făcut tot felul de chestii de astea mai hazardiste, acum ăștia, pur și simplu, știind că e și cu inima, că el are și stand-uri, cred că până la urmă martirul lui o să apropie, ăștia îi vor găsi o metodă să-l lichideze, pentru că acolo este o mare capacitate, acolo este o imensă biserică, este o imensă lucrare ortodoxă și sigur că o vor acapara niște oameni care nu merită toată munca aia și o vor exploata în folosul lor și nici de cum a lui Hristos.